Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva dintre activitățile pe care le-am propus pentru această săptămână. În ceea ce privește lucrările, profităm în continuare de vremea bună, oarecum atipică pentru această perioadă a anului, însă încercăm să profităm de temperaturile pozitive diurne și continuăm cu lucrările în ceea ce privește reabilitarea trotuarelor. Se lucrează în această perioadă pe strada Bogdan Dragoș, pe segmentul cuprins între Abator și podul de la Gâdinți. De asemenea, se lucrează pe strada Roman Mușat, pe segmentul cuprins între sensul de girație de la 2 Măgari până la bazinul de not, acolo unde reabilităm partea dreaptă în totalitate, atât partea de bulevardul Roman Mușat, cât și străzile adiacente, respectiv Dr. Koch, strada Roman Vodă, 22 decembrie și Aviatorilor, după care ne vom muta pe partea cealaltă, partea mai de la nord, astfel încât apreciem noi, în funcție și de condițiile meteo, spre sfârșitul lunii februarie să ne apropiem de finalizarea și a acestui lot și mai avem un rest de strada Petrodava, acolo unde sperăm tot în această săptămână să finalizăm. Lucrăm începând de astăzi și în cartierul Lipovenesc. Imediat ce vremea se va mai încălzi puțin, peste aproximativ o oră, vom relua lucrările la rețeaua de canalizare din cartierul Lipovenesc. Vom lucra în această săptămână pentru finalizarea racordării străzii Ile Caragiale la rețeaua nouă de canalizare cu traversarea străzii Bucovinei. După care, dacă vremea ne va permite, vom intra, începând de săptămâna viitoare, pe ultimul segment din strada Nicolae Bălcescu, cea cuprinsă între strada Ile Caragiale și Petru Rareș, astfel încât, în totalitate, rețeaua de canalizare a cartierului Lipovenesc să fie finalizată. Și, de asemenea, tot de astăzi, și firma care a câștigat lucrările de asfaltare a început lucrările în cartierul Lipovenesc. Într-o primă etapă vom lucra pe strada Avram Iancu și pe fundătura Crișan pentru îndreptarea bordurilor acolo unde în toamnă, în urma asfaltării, în urma compactării, bordura s-a deplasat, iar de mâine vom intra la bordurarea străzii Nicolae Bălcescu, începând din strada Petru Rareș până spre intersecția cu Avram Iancu și mai departe să încercăm chiar să pregătim și terasamentul, repet, dacă temperaturile diurne vor fi pozitive, astfel încât de îndată ce stațiile de asfalt vor porni, să asfaltăm în totalitate și cartierul Lipovenesc. Se lucrează de asemenea și în cartierul Nicolae Bălcescu la realizarea rețelelor de ape pluviale, acolo unde în aceste zile se lucrează pe strada Salciei și pe strada Tinosului. În paralel vom efectua și probe, astfel încât, odată cu finalizarea acestor lucrări și cu introducerea rețelei de gaze naturale, extinderea rețelei de gaze naturale, să predăm și aceste străzi către asfaltator și în această primăvară să începem pregătirea terenului în vederea asfaltării acestor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. Repet, este vorba de asfaltarea străzii Cocorului, străzii Ciocârliei, Vișinilor, Tinosului, Zimbrului și Prundului. Celelalte patru au fost deja asfaltate din toamna anului trecut, urmează să intervenim la partea de trotuare. Este vorba de strada Zambilei, fundătura Urzicii, strada Cărămidăriei și fundătura Cânepii. De asemenea, pregătim pentru asfaltare și fundătura Tinosului și așteptăm evaluarea proiectului cu finanțare europeană, care prevede, pe lângă reabilitarea școlii Carol I și asfaltarea celorlalte și ultimele patru străzi, practic, care au rămas fără asfalt. E vorba de strada Salciei, strada Sărata, fundătura Zebrei și strada Zebrei, astfel încât în totalitate să putem vorbi de străzi fără asfalt în Roman, așa cum am promis, 2020, acest obiectiv să fie realizat. De asemenea, în urma dezbaterilor pe care le-am avut cu cadrele medicale, am primit solicitări din partea
medicilor de la centrul de permanență de pe Bogdan Dragoș. Deja am evaluat lucrările și vom începe cel mai probabil de săptămâna viitoare cu realizarea celor două camere suplimentare de care are nevoie acest centru de permanență și am cerut și un referat prin care să ne se comunice necesarul de dotări, astfel încât în luna februarie centrul de permanență de pe Bogdan Dragoș să fie modernizat și dotat cu aparatura necesară, astfel încât acest centru, care se adresează unui număr important de locuitori ai municipiului Roman, să poată deservi în condiții decente persoanele care se adresează centrului. De asemenea, tot în urma dezbaterilor cu oamenii de afaceri, ați văzut o promisiune a omului de afaceri care deține spațiile comerciale din Favorit, că de astăzi vor începe și lucrările la reabilitarea scărilor de la complexul Favorit. Noi am trimis mai multe notificări către această societate. Procedurile birocratice au fost cele care au întârziat demararea acestor lucrări, însă persoana respectivă se află în posesia autorizației de construire cu toate documentele la zi, astfel încât începând de astăzi nu mai are nicio scuză să înceapă lucrările de reabilitare a acestor scări, în paralel cu lucrările pe care le realizăm noi în pietonal și cu cele de la scările de pe strada Unirii. Vom demara de asemenea tot în această primăvară, odată cu finalizarea scărilor de pe strada Unirii și reabilitarea străzilor de la complexul Femina, astfel încât în totalitate, să spunem, în această zonă să vorbim despre scări reabilitate, fie că vorbim de domeniul public, fie că vorbim de proprietăți private. O altă acțiune care a rezultat în urma dezbaterilor publice și care ne motivează să continuăm se referă la ridicarea mașinilor abandonate de pe domeniul public. Anul trecut, circa 20 de autoturisme au fost ridicate de pe domeniul public. Marea majoritate au fost ridicate voluntar, ceea ce ne bucură că în urma unui dialog cu romașcanii, aceștia înțeleg faptul că nu trebuie să își abandoneze aceste mașini pe domeniul public. Deja avem 3 noi sesizări în acest an și așteptăm persoanele interesate care observă astfel de mașini abandonate. Condiția de bază este să fie nemișcate de cel puțin un an de zile de pe domeniul public pentru a fi catalogate ca și mașini abandonate pe domeniul public, să apeleze la numărul de telefon 0233984 la poliția locală sau să transmită prin aplicația pentru Roman acest lucru cu indicarea locației în care se află aceste autoturisme și noi vom interveni pentru ridicarea lor de pe domeniul public. Pe lângă ședința de Consiliul Local Ordinară, care va avea loc în această joi, în această săptămână, programăm deja ședința ordinară pentru buget. Pe data de 7 februarie vom avea ședința ordinară pentru aprobarea bugetului municipiului Roman pentru anul 2020, astfel încât odată cu această ședință de aprobare a bugetului vom avea și aprobarea ghidurilor de finanțare nerambursabilă pe cele 4 categorii, așa cum le-am dezvoltat și în cadrul dezbaterilor publice pe care le-am avut. De asemenea, vom aproba și procedura pentru bugetarea participativă și, în egală măsură, vom intra și cu regulamentul pentru acordarea de etichete sociale pentru persoanele în vârstă. Condițiile vor rămâne neschimbate și anume să fie pensionar sau persoane cu handicap și să fie venitul pe membru de familie sub 1200 de lei de persoană, valoarea etichetelor fiind de 70 de lei fiecare și se vor acorda de 2 ori pe an înaintea sărbătorilor pascale și înaintea sărbătorilor de Crăciun. De asemenea, pregătim în această perioadă și plantările de
arbori pentru această primăvară și vreau să profit de această conferință de presă pentru a transmite asociațiilor de proprietari să ne adreseze solicitări în vederea plantării de arbori pe zonele administrate de asociațiile de proprietari. Noi le vom pune la dispoziție arborii necesari și de asemenea, dacă este caz, vom acorda și suport pentru plantarea acestora. Bineînțeles, totul realizându-se în urma solicitărilor care vor veni din partea asociațiilor de proprietari, asta pe lângă acțiunile noastre anuale de plantări, vom reface plantările și din zona podului de fier, din zona gropii de gunoi, dar și din zona străzii Salcii, care se referă la crearea de perdele de protecție a municipiului Roman și în egală măsură vom interveni și pe aliniamentele stradale și în parcurile din Roman, astfel încât un număr cât mai mare de puieți să fie plantați și să avem o rată de prindere cât mai bună. În continuare nu vom planta nici în acest an pe aliniamentul de pe Bogdan Dragoș, pentru că avem în continuare lucrări în zona, acolo mai avem de scos bordura veche și de montat bordura nouă și aceste lucrări pot afecta aceste plantări. Aceste zone unde vom avea intervenții la trotuare le vom lăsa și vom face plantări după finalizarea reabilitării trotuarelor. De asemenea, un alt obiectiv de investiții care se va regăsi în bugetul din acest an se referă la un cinematograf. Aș vrea să reiau această discuție a cinematografului. Ați văzut că am explicat-o și în cadrul dezbaterilor publice. Inițial, noi ne-am dorit reabilitarea acestui cinematograf printr-o axă de finanțare europeană, privind reabilitarea clădirilor publice, acolo unde cota de cofinanțare a Romanului era undeva în jur de 2 milioane de euro, având în vedere faptul că acea axă de finanțare nu prevedea decât reabilitarea termică și creșterea coeficientului termic a clădirii. Partea de dotări, practic, era asumată de Primăria Municipiului Roman. Proiectul a fost declarat neeligibil la acea vreme, întrucât nu întrunea coeficientul de reabilitare termică și practic a apărut o nouă axă de finanțare, axa 13, acolo unde acest proiect era eligibil. Am refăcut documentația conform noii axe de finanțare și în momentul de față avem speranțe că în acest an, doar cu o contribuție de 2% din partea Primăriei Municipiului Roman și restul bani europeni și guvernamentali, să reabilităm acest obiectiv de investiții. Chiar și așa fiind, și avem promisiuni că în acest an se va semna contractul de finanțare, practic până la reabilitarea în totalitate a clădirii și darea spre folosință, mai durează minim 2 ani, 2 ani și jumătate. Și în urmă cu 3 ani am început discuții cu o firmă specializată în proiecția cinematografică și care are toate avizele necesare pentru proiecție cinematografică. Știți că am reabilitat și sala din primărie, dar ea nu se pretează pentru astfel de proiecții cinematografice, cel puțin nici aparatura nu este 3D, fiind foarte costisitoare. De asemenea, avem un proiect în pietonal, acea proiecție pe perdeaua de apă, dar nici aceea nu se pretează pentru difuzarea de filme, cel puțin pentru firmele care apar în această perioadă și pentru filmele 3D. Am mai avut în intenție, însă nu am avut resursele financiare nici anul trecut, nici acum 2 ani, pentru realizarea unui cinematograf în aer liber. În acest an am reușit să alocăm o sumă de bani și se va regăsi în bugetul de investiții din acest an pentru realizarea acestui cinematograf în aer liber. Acest lucru se va întâmpla în zona de picnic din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, acolo unde avem deja o scenă
și în colaborare cu această firmă specializată vom realiza un parteneriat, un acord de asociere, un contract de asociere prin care noi să achiziționăm aparatura necesară și aici mă refer la un proiector 3D cu sistem audio, cu ecran, cu toate cele necesare pentru proiectarea de filme și această firmă să vină în contrapartidă cu realizarea de scaune, practic partea de pentru public și urmează să stabilim prin acest contract de asociere împărțirea costurilor și a veniturilor rezultate din vânzarea de bilete și, bineînțeles, cu activități conexe, respectiv distribuirea de produse alimentare și de băuturi în cadrul acestui proiect. Credem noi că este un proiect frumos, un proiect care poate genera un punct suplimentar de atracție pentru complexul sportiv și de agrement Moldova și în egală măsură până la realizarea și finalizarea cinematografului Unirea, reabilitării cinematografului Unirea va oferi șansa vizionării de filme și de proiecții cinematografice la Roman, așa cum ne dorim cu toții. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. Cum se numește firma cu care discutați? Momentan, până la încheierea acordului de asociere, preferăm să rămânem într-o zonă. Ați spus despre aceste proiecte europene pe care le aveți depuse că se așteaptă evaluare. Care e proiectul pe care îl așteptați să fie evaluat de cel mai mult timp? Cât a trecut de când l-ați depus și până la urmă? Ele, ultimele au fost depuse undeva spre sfârșitul anului 2018. Din păcate, anul trecut evaluările au mers foarte, foarte greu. Avem promisiuni că cel puțin în acest an va începe evaluarea cinematografului Unire. Proiectului cinematografului Unire. Promisiuni le-ați menționat și în conferințele de presă de anul trecut. De asta vă întreb. Sunt promisiuni sau sunt termeni? Nu, eu... Ce vi s-a spus concret? Concret s-au mutat bani de pe POIM pe axele, pe celelalte axe de finanțare. S-au suplimentat sumele pentru contractări, inclusiv la axa 13 și cinematograful Unirea va intra în evaluare. Și această discuție despre un cinema... Varianta pe care ați spus-o pentru zona de ștrand ar urma să devină realitate anul acesta? Eu sper, nu, anul acesta, eu sper că undeva spre sfârșitul aprilie deja să fie pus în practic. Pentru că a mai fost o idee lansată în spațiu public, apropo de cinema, că până o să avem un cinematograf în adevăratul sens al cuvântului, poate un cinema drive-in. E ceva asemănător, nu va fi drive-in, dar... Va fi accesul da. Public. Am trecut sau acum de an a fost un cinematograf aici în parc, la Roma Vodă, știu că... Da, în cadrul unui proiect. Da. Caravana filmului, da. Acolo se poate... De la TIFF. Da, de la TIFF. Avem alte... Da. Deocamdată. Mulțumesc. La centrul de permanență, unde spuneați că vreți să dotați... Bogdan Dragoș, da. Acolo sunt și privați, adică medici care fac activitate. Da, dar sunt la etaj. Cabinetele private. Nu. Stic pentru centru de permanență. Am înțeles. Și cinematograful nu este proiectul în sine, din câte am înțeles, nu este doar pentru cinematograf, ci pentru... Dacă ne referim la cinematograful Unirea. Unirea. Da. Va fi un cu funcțiuni multiple. Vom avea două săli dedicate, de câte 50 de locuri dedicate strict proiecției cinematografice și o sală mai mare, multifuncțională, care va putea găzui atât piese de... Nu, pe toate trei se pot rula filme, dar sala mare va avea funcțiuni multiple. Voiam să văd dacă considerați că, să zice, se va face, se va veni, care este rata de succes dacă chiar vor veni romași ca o lună, două, patru, ori să vină? Eu vreau să vă spun următorul lucru. După aceea să fie iar o... Dacă un cinematograf la Roman
era fezabil, se făcea din fonduri private. Și în zona centrului comercial, cred că s-ar fi făcut. În egală măsură, vă spun că niște investiții pe care le face primăria nu trebuie să fie neapărat în scopul realizării de profit și de venituri. Sunt activități socioculturale care trebuie realizate de către primărie și care trebuie susținute la un dat și financiar de către primărie. Da, dacă mă întrebați pe mine, sunt convins că un cinematograf la Roman nu va genera profit, dar este o necesitate care trebuie să fie și la Roman. Cel mai trist este să vezi că se fac cinematografe prin mediul rural, unde sunt sortite, vă spun, din prima eșecului. Și mai și pui niște comunități locale la plată, în sensul în care vor trebui să suporte plata unor utilități, a unor angajați și așa mai departe. Dacă vreți, nici activitatea de la bazinul de not nu este una profitabilă, nici activitatea de la strand nu scoate întotdeauna în cheltuieli, însă sunt activități pe care o primărie trebuie să le facă. Înțeles. Și a spus că pe 7 februarie este ședința pentru buget, având în vedere că au fost ședințele săptămâna trecută, aveți deja creionat un buget? Cât va fi bugetul stabilit, concret? Da, deja în această perioadă definitivăm ultimele calcule și pentru acest an chiar am vorbit cu colegii mei de la Direcția Economică să împărțim lista de investiții pe cele trei categorii de fonduri din care le vom susține. Una va fi din proiectele europene, una va fi din împrumut și una va fi din bugetul local. Și vineri, când vom transmite mapele și bugetul, veți vedea la fiecare în parte sumele pe care le-am alocat. Ca să continui întrebarea colegului legată de buget, în afară de întâlnirile pe care le-ați avut săptămâna aceasta, au mai fost și alte propuneri care v-au parvenit cu privire la... În momentul de față nu au venit nici prin intermediul biroului unic și nici prin mijloacele electronice, având în vedere că bugetul este în dezbatere publică, însă așteptăm, că până la sfârșitul săptămânii se află încă în dezbatere publică și așteptăm propuneri. Cred că cele mai multe vor veni pe linia de bugetare participativă și acolo vor încerca romașcanii într-un număr cât mai mare să-și propună propriile proiecte. Mulțumesc. Da, continuând întrebarea colegilor noștri, m-ar interesa dacă față de proiectul acesta deja terminat, sperați ca pe parcursul anului la sumele acestea să mai adaugi și alte sume și din ce surse, din rectificare bugetară, nu ne sperați? Bineînțeles că mi-aș dori... Nu știu dacă există un primar care să nu-și dorească să primească sume suplimentare de bani. Sigur că o variantă o reprezintă aceste rectificări bugetare, o altă variantă o mai reprezintă și sume de la Consiliul Județean și chiar îmi propun să merg în una din aceste zile la Consiliul Județean pentru a discuta cofinanțările de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Practic, noi de la Consiliul Județean nu am cerut în ultimii ani decât bani pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, având în vedere faptul că spitalul deservește nu numai Romanul, ci și celelalte 28 de comune din zona adiacentă Romanului și e normal ca și Consiliul Județean să vină cu o parte din aceste costuri de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Care din propunerile făcute de aceste comunități cu care ați discutat, oameni de afaceri, de stat, comunitate, tineri, ONG și pensionari, vi s-au părut mai interesante și dacă există unul din proiectele acestea pe care îl considerați fezabil și să-l preluați? Păi, este ideal, sau... noi în principiu am cam știut nevoile din Roman. Este clar că în urma dezbaterilor pe care le mai realizăm să mai aflăm și câteva lucruri noi. În principiu, noi încercăm să răspundem solicitărilor punctuale venite din partea diferitelor categorii socioprofesionale cu care ne-am întâlnit, pentru că de cele mai multe ori
ca și într-o comunitate, ca și în întâlnirile pe care le am eu prin cartiere, lumea este mai mult interesată de zona în care activează, fie ca și activitate, fie unde locuiește. Practic, nevoile din proximitatea fiecăruia sunt cele mai importante pentru fiecare cetățean. Și atunci trebuie să acest buget pe care îl avem să-l gândim din două perspective. Odată pentru satisfacerea nevoilor imediate ale cetățenilor, respectiv a celor care lucrează în diversele categorii socioprofesionale, și pe de altă parte trebuie să gândim și proiecte mari de ansamblu care să privească comunitatea în ansamblul său. Am avut și am prins chiar câteva lucruri rezultate în urma dezbaterilor, sunt prinse și le veți regăsi în buget. De exemplu, aveți modernizarea de la centru de permanență, de la unitățile de învățământ. Vreau să vă spun că pentru acest an ne-am propus înlocuirea cazanelor de la unitățile de învățământ plus celelalte reparații care mai există. Ați văzut că în genere au mai fost solicitări pe partea aceasta de siguranța cetățeanului și vom extinde și aici rețelele de camere de luat vederi, vom și moderniza rețeaua de camere de luat vederi, pentru că ea deja are o anumită vechime, sunt peste 11 ani de când a fost instalată și are nevoie și de o revizie. Au fost prinse și aceste sume. De asemenea, încercăm să aducem și parte din artiștii pe care i-au solicitat tinerii pentru zilele municipiului Roman. Fiecare categorie am luat câte ceva și se va regăsi în buget. Au fost, de exemplu, mi s-a părut că foarte puțin oameni de afaceri au răspuns invitației în acesta, față de anul trecut, minte că era plin anul trecut. Da, probabil că au consultat bugetul și au considerat că nu au lucruri suplimentare de completat. Vorbeam de reabilitarea trotuarelor din zona favorită. Nu ne-ați mai spus nimic că acolo, dacă ați mai luat contact, ați mai discutat cu proprietarul acelei minci care stă acolo părăsită de ani și ani de zile. Păi da, dar eu nu am ce să contactez. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Este o clădire, proprietate privată, are toate actele în regulă și este nefolosită, dar nu este o clădire care să, nu știu, să aibă un aspect din punct de vedere a uzurii care să se încadreze pentru supraimpozitare. Este o clădire, o investiție, persoana respectivă și-a dorit să facă acea investiție. E concesionat. Da, atâta timp ce are recepția finală pe construcție, nu poți să faci absolut nimic. Și omul își plătește taxele și impozitele. Nu vorbim de o clădire dărăpânată. Aspectul estetic, la vremea respectivă, trebuiau să-l vadă alții. Lucrările din pietonal, care sunt destinate, vor fi gata și dacă sunteți mulțumit de calitatea, mai ales a ceea ce înseamnă asfaltare. De fapt, nu cred că e vorba de asfaltare acolo, ci vorba de montare de plăci. Da, e vorba de acele plăci de granit. Sunt anumite zone unde trebuie intervenit și deja am vorbit cu constructorul, însă trebuie să așteptăm vremea caldă. Nu, atâta timp cât sunt temperaturi negative, nu se poate interveni. Sunt zone unde are de făcut remedieri. Lucrările cred că se vor finaliza în această primăvară spre începutul verii în totalitate. Există un imobil despre care am mai discutat odată, cel de vis-a-vis de poliție, în care a funcționat un corp cu B al azilului de bătrâni. Nu-i vorba de cel de aici, cel de acolo. Dacă ați văzut acolo, starea lui, după retrocedare, este, a rămas așa jumătate demolat. Care e situația? Păi am să vă rog să întrebați la Poliția Națională, întrucât există un dosar penal acum. Dar despre ce, măcar nu ține ce-a încălcat omul acela, da, ce s-a întâmplat. Păi v-am spus unde să vă adresați. La Poliția Națională este un dosar penal. E vorba de o clădire într-o zonă de protecție și a încercat o demolare sau nici nu știm exact ce s-a întâmplat, ori o autodemolare, nu știm exact despre ce este vorba acolo. Este un dosar pe rolul poliției. Întrebați la poliție că ei poate să vă dea. Și mai aveam o întrebare legată de
gradul de poluare al romanului. M-am uitat un pic pe aceste site-uri care dau gradul. El pare în ultima vreme a fi satisfăcător. Așa apare zona de satisfăcător. Da, depinde unde se fac măsurătorile și depinde de instalațiile care se fac măsurătorile. Noi avem o instalație a celor de la Agenția de Protecție a Mediului, care este o instalație legală, o instalație reglementată. Nu, este vorba de cea de la, din curte, de la fostul liceu 1, care măsoară calitatea aerului. Vreau să vă spun că anul trecut am avut doar 8 depășiri ale calității aerului, 2 în iarna anului 2019, să spunem, cea din lunile ianuarie-februarie, și 6 în al doilea semestru, tot în parte, în zona iernii, în perioada de iarnă. Acum, având în vedere și direcția vântului, care vine de undeva, direcția nord-vest și circulă către sud-est, e posibil ca aceste depășiri să provină și de pe zona industrială, respectiv zona rurală. Depășirile admise sunt 35 la nivelul romanului, noi am avut doar 8 anul trecut. Azi apare cu o poluare medie. Da, în genere să știți că marea majoritate a acestor depășiri sunt generate de centralele termice. Dar mașinile? Și mașinile, dar marea majoritate, eu vă întreb altceva, traficul e oarecum egal, da? Și pe perioada de iarnă și pe perioada de vară. Dar depășirile le avem numai iarna. Deci e clar că o cauză principală o reprezintă sursele de încălzire. Cam câte mașini astea cu viteză de la o etapă la alta? Când am întrebat eu ultima dată, în octombrie 2019, erau 15.082. Acum cam câte ar fi? 15.173. Ar trebui să întreb din nou, nu? Da, vă rog, da. Mulțumesc. Două chestiuni. Privind ce am făcut cu întrebarea, în cazul în care proiectul va fi aprobat și pot să fie aprobat, Va fi funcționat începând această vară? Da, da. Am răspuns și colegii dumneavoastră. Da. Undeva sfârșitul lunii aprilie încercăm. Sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Și a doua, până într-o conferință de presă din decembrie anul trecut, la o solicitare formulată și mășel de colegul Vlacap, a spus că veți face demersul pentru a organiza o întâlnire între presa locală și factul responsabil de la vizita trecerii peste. Nu, nu am promis așa ceva și nici nu pot să promit așa ceva. De face demersul. Da, da, știți cum e, trebuie... Încercați să vorbiți, să discutați? Noi, în momentul de față, încercăm să realizăm un acord între ei în ceea ce privește împărțirea costurilor pentru proiectare. Vă dați seama ce ar însemna să mai introduc și presa în discuția asta, cred că din capul locului. Dar puteți să-i contactați pe fiecare dintre ei. Eu vă dau numele firmelor și încercați dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Ne întreabă oamenii ce se mai întâmplă cu parcul Jora. Că lucrările stagnează? Păi da, dar e iarnă. Când e iarnă... Da, exact, ca să înțeleg și eu o chestie. Întreb exact ce mă întreabă și noi. Când e vorba că nu putem lucra, e iarnă, dar când zicem de asfaltări, nu contează temperaturile. Păi nu, nu, stați un pic, că nu, discutăm de lucruri total diferite. Acolo eu trebuie să fac însămânțări, m-am de făcut partea de instalații de irigare, de gazonare și întrebați dumneavoastră specialiștii dacă se pot face iarnă. Deci până primăvară nu se poate... Până când nu vom avea temperaturi pozitive, nu. Da. Okay. Foarte bune veștile despre cinematograful Unia. Citisem și pe pagina domnului deputat Leoreanu. E de bine. Întrebarea este, există niște schițe, ne puteți prezenta niște planuri de interior, despre cum o să arate? Da, bineînțeles. Noi avem în cadrul studiului de fezabilitate depus la Agenția de Dezvoltare Regională, avem astfel de planuri de interior, sigur. Și le puteți face public? Sau? Sigur că da, doar nu, sunt documente publice. Nu, nu e niciun secret. Unde le putem găsi? La, cred că la direcția tehnică. Faceți-ne o solicitare și vă vom da planurile. Mulțumesc. Și apropo de mașini abandonate,
zis că dacă stă cel puțin un an nemișcată, mașina este considerată abandonată. Da. Abandonată, e abandonată pe locul public, dar ea în acte aparține cuiva. Da, da. Și noi contactăm proprietarul, încercăm să, pe calea ambiabilă, să-l determinăm să mute mașina și cele 20 de mașini de anul trecut așa s-au mutat. Și pe urmă cu mașini, că știu că v-am mai întrebat, dar mai spuneți-mi o dată, ce sunt lucrurile? Deci, cele 20 de mașini care au fost mutate anul trecut s-au mutat cu acordul proprietarului, adică proprietarul și-a luat și le-a dus, fie în mediul rural, fie le-a casat, fie fiecare cum a crezut de cuvință. În cazul în care proprietarul refuză să le ridice de pe domeniul public în urma somației pe care noi o dăm, noi le ridicăm de pe domeniul public pe cheltuiala noastră, le ducem la noi la platformă unde avem un spațiu special amenajat, e o zonă păzită, în termen de 30 de zile proprietarul se poate prezenta pentru revendicare. Cel care se prezintă pentru revendicare plătește costurile legate de ridicarea mașinii de pe domeniul public, costurile de depozitare. Dacă în termen de 30 de zile nu se prezintă nimeni, mașina devine proprietate publică a municipiului Roman și poate fi valorificată. Ok, mulțumesc. Și cine și cum monitorizează dacă mașina a stat un an? Da, aici, vedeți, mergem în zonă, întrebăm vecinii, sunt măsuri pe care le putem lua. Bun. De regulă se vede o mașină care e abandonată, plină de praf, fără numere și așa mai departe. O mașină care e în circulație, cât de cât. Care omul își plătește locul de parcare și mașina e pe locul... Dacă e pe locul lui de parcare, atunci nu avem ce face. Adică e linie foarte subțire. Păi nu, eu mă refer la... Nu, atenție. Unde are loc de parcare concesionar, nu ne atingem. Că e locul lui. Odată ce îl plătește, poate să-și pună mașina fără nicio problemă. La cât se ridică costurile? De exemplu, la o mașină, ați ridicat-o, ați depozitat-o o lună de zile și vine problema. N-am făcut un calcul, dar între 500 și 1000 de lei. De 500 și 1000. Domnul deputat Reanu spunea pe pagina dumneavoastră, pagina socială, că va duce un oficial pentru trecerea la nivel să discute, să vadă. A și fost săptămâna trecută. Puteți să ne dați detalii, că sigur v-ați întâlnit și noastră cu el și știți. Da, am purtat săptămâna trecută discuții cu reprezentanții ai Ministerului Transporturilor și s-au făcut măsurători la fața locului. Urmează ca în bugetul din acest an de la Ministerul Transporturilor să fie prins studiul de fezabilitate și proiectarea pentru această pasarelă. Separat de inițiativa noastră locală cu cei implicați. Aia n-a nicio legătură. Trecerea la nivel cale ferată e una, pasarela e alta. Pasarela poate genera o fluidizare mult mai mare a traficului în zonă. Am înțeles. Altă variantă și ar putea să o aplicați pe asta dacă există finanțare. Da, asta vine de pe Ministerul Transporturilor, fiind vorba de drumul național DN2, E85, cu etapele prevăzute de studiu de fezabilitate și proiectare, ceea ce ni s-a promis în acest an că se va realiza, și începând de anul viitor, execuția. O întrebare de la Mașcan. Cine se ocupă de răspunsurile de la amintit de pentru Roman? Fiecare responsabil în parte. Avem mai multe secțiuni acolo și sunt la fiecare. Sunt răspunsuri care nu sunt puse de săptămână și sunt foarte simple la întrebări și spune urmă așa... Păi care dintre ele? Ia spuneți. Concret, vă rog. Nu știu, am văzut ceva cu semnalizările, refacerea semnalizării. Da, e venită la sfârșitul săptămânii trecute, vă spun eu. E venită vineri și se va realiza în această săptămână. Noi răspunsurile le dăm după ce, în funcție de analiză și în funcție de, adică dacă sunt lucrări care se pot realiza, efectuăm lucrarea și după aia o închidem ca și rezolvată. Dacă sunt unele care necesită timp, o închidem parțial, o închidem cu răspuns favorabil parțial și că rămâne în lucru. Dar eu, din ce știu, nu cred că avem sezări mai vechi de o săptămână acum. Dacă se încep lucrările la scările de la Favorit și se poate lucra în condițiile astea, ar putea începe și lucrările la scările de la Uriri? Nu. Nu, pentru că avem nevoie de temperaturi pozitive și pe timp de noapte, oricum mai avem de dat afară mozaic de acolo care a fost pus pe timpul iernii și nu este corespunzător. Nu. Deci lucrările vor începe când temperaturile meteo ne vor permite. Oricât de mult ne-am dorit noi să le finalizăm cât mai repede. În legătură cu apa, mai aveți ceva vești? Ați mai discutat cu... Aceleași pe care le aveți și dumneavoastră. Eu am discutat... Ultima dată am discutat aseară cu directorul de la Aba Siret.
Și mi-a promis că până vineri vor finaliza lucrările pe care ei și le-au asumat la pragurile de colmatare de pe râul Moldova. Eu voi merge în aceste zile acolo, însă ați văzut și dumneavoastră și în mass media, am văzut că au apărut informații legate de cine, cum și în ce fel sunt responsabili. Ați spus că pentru persoana juridică care deține scările de favorit, ați trimis mai multe notificări. Da. Așa indulgent sunteți dumneavoastră cu toți oamenii de afară din oraș sau în special cu... Nu, 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 cu toată lumea. Deci trebuie să înțelegeți următorul lucru. Pentru și ca să vă explic și notificările sub ce formă au fost și la fel cum am trimis la toți. E vorba de notificările pentru supraimpozitarea cu 500%. Pentru a solicita impozitarea cu 500%, avem nevoie de câteva somații pe care trebuie să le facem, care sunt etape premergătoare supraimpozitării. Dacă acele persoane care au fost somate pentru reabilitarea unor clădiri sau unor bunuri proprii nu își îndeplinesc obligațiile pe care noi le cerem prin aceste solicitări, vor putea fi supraimpozitate cu 500%. Altfel, în caz contrar, nu. Și știți foarte bine că anul trecut nu am introdus acea supraimpozitare, tocmai din cauza că am zis, doamne, am început prea din scurt perioada de somații și de notificări. Anul trecut am avut un an întreg la dispoziție în care cine s-a văzut de bună credință și a arătat bună credință, s-a văzut și fie au început lucrările, fie au început demersurile. Și aici demersul înseamnă certificat de urbanism, obținerea de avizie și obținerea autorizației de construire. Ori în condițiile în care eu știam că această persoană avea toate aceste etape și se afla în ultima etapă pentru obținerea autorizației de construire, nu o puteam supraimpozita cu 500%. Dar nu vorbim neapărat de supraimpozitare, pentru că mai sunt și alte măsuri, plus că presa trebuie de 2 ani de zile de scările. Păi da, și noi am început demersurile. Tocmai ceea ce v-am spuneam. Și a doua întrebare este legată de calitatea lucrărilor. Săptămâna trecută mi-a spus că sunteți mulțumit de lucrările care s-au făcut în Roman. Astăzi ați răspuns către doi colegi de aici prezenți cu privire la calitatea lucrărilor din pietonal. Păi nu, v-am spus că mai sunt câteva lucruri de remediat, da. Nu, săptămâna trecută nu mi-a spus asta și acum... Păi da, vorbeam strict de pietonal. Dacă vreți, per ansamblu, da, sunt mulțumit și vă răspund altfel atunci. Per ansamblu, sunt mulțumit de calitatea lucrărilor din pietonal, însă, în mod particular, sunt câteva lucruri care trebuie remediate. Ele se află, constructorul este încă acolo, se află în perioada de garanție. Eu v-am întrebat săptămâna trecută despre toate lucrurile din oraș. Păi, da, și mențin și acum afirmația, da, sunt mulțumit. Sunteți mulțumit, dar sunt probleme, am înțeles. Sunt mici probleme, sigur, care pot fi remediate. Ok. Da.